Dragi oamenii lui Dumnezeu, vreau din nou să vă salut și să binecuvintez pe toți cei care sunteți aici la închinare și pe toți cei care sunteți alături de noi online. Vrem să vă aducem aminte că website-ul bisericii s-a deschis de o săptămână și în această săptămână el a fost accesat de 24.000 de ori. Aveți opțiunea atunci când din anumite motive sunteți acasă să vedeți slujbele divine în limba română sau în limba engleză traduse. Și de asemenea, vă invităm să încurajați rudele și prietenii dumneavoastră să facă lucrul acesta în situația în care nu pot fi prezenți în mod fizic într-un sanctuar, într-o casă de rugăciune. În această seară am ajuns la lecția numărul 26 și suntem la cea de-a patra întâlnire în care stăruim asupra capitolelor 8 și 9, respectiv asupra locului din cartea Apocalipsa, unde Domnul ne prezintă mesajul celor șapte trâmbițe care au avut înainte ruperea celor șapte peceți și care vor avea după vărsarea celor șapte cupe, celor șapte potire. În seara aceasta am ajuns la cea de-a șasea trâmbiță, care urmează trâmbiței a cincea, unde ne-am oprit joia trecută. După trâmbița a șasea se termină capitolul 9 și urmează o pauză, o paranteză, cuprinsă între capitolele 10 de la versetul 1 până la 11 versetul 4. În urma căreia, mă refer la paranteză, vom concluziona cu trâmbița numărul 7. Atunci când privim în Scriptură, în capitolele 8 și 9, la cele 7 trâmbițe, și acum spuneam data trecută, observăm că ele sunt așezate în momentul pe care noi îl numim necazul cel mare. Din punct de vedere al intensității lui, el se împarte în două, așa cum spune Daniel în cartea sa. 3 ani și jumătate și 3 ani și jumătate, o perioadă de 7 ani. Din punct de vedere al specificului nenorocirilor care se vor abate peste pământ și peste toți locuitorii lui, el se împarte în 3. Aduceți-vă aminte că prima nenorocire se încheie odată cu trâmbița a cincea. A doua nenorocire are loc în timpul trâmbiței a șasea. Citiți Genesa, Apocalipsa, capitolul 10, versetul 14. A treia nenorocire se încheie odată cu trâmbița a șaptea. Dacă privim în cuvântul lui Dumnezeu, de la versetul 13 până la 21, pasajul biblic care vorbește despre trâmbița a șasea, loc din Scriptură asupra căruia ne vom îndrepta inima în această seară, observăm că la trâmbița a șasea se aude o voce care vine dintre cele patru coarne ale altarului, altar care este în fața lui Dumnezeu. Îngerul al șaselea a sunat din trâmbiță și am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu și zicând îngerului al șaselea care avea trâmbița. Observați că atunci când unul dintre îngeri sună în trâmbiță, se întâmplă ceva anume. Acest sunet al trâmbiței declanșează pe pământ o serie de nenorociri. Probabil că în seara aceasta sunt cu noi online sau în mod fizic în sanctuar persoane care nu sunt deloc obișnuite cu studiul nostru și nici cu mesajul cărții Apocalipsa. De aceea am să fac o foarte scurtă paranteză și să explic următoarele lucruri. Cartea Apocalipsa este ultima dintre cele 66 care compun Biblia și ea vorbește despre vremurile sfârșitului planetei Pământ și ale existenței umane pe Terra, în condițiile de astăzi. Cartea aceasta este o carte care vorbește despre absența Harului lui Dumnezeu, care va fi înlocuită cu judecata lui Dumnezeu. Dacă astăzi este un timp în care Harul lui Dumnezeu îi cheamă la pocăință pe toți oamenii
Și cine vrea vine și e mântuit. Cine nu vrea refuză și rămâne sub blestem, în păcat, și nu este mântuit și nu va fi niciodată. Momentul de care se ocupă Apocalipsa este vremea în care oamenii nu mai sunt invitați să se mântuiască, ci sunt judecați de ce nu s-au mântuit. Așa că noi vorbim în seara aceasta, așa cum am făcut în ultimile 25 de întâlniri și cum vom face probabil în următoarele 30-40 de întâlniri, studiind cartea Apocalipsa, vom observa ce se întâmplă cu timpul în care se încheie harul și când nu mai ai posibilitatea să fii mântuit, așa cum ai posibilitatea în această seară. În această seară, dacă te pocăiești, oricât de vinovat ai fi, Dumnezeu te iartă. Dar dacă vei ajunge în vremurile apocaliptice, atunci va veni mânia lui Dumnezeu și această mânie se va exprima în foarte multe feluri. Unul dintre felurile în care se va exprima mânia lui Dumnezeu e cel pe care noi îl exprimăm în această seară. Când va suna în trâmbița al șaselea înger, Biblia ne spune că atunci când al șaselea înger va suna din trâmbiță, dintre coarnele altarului care este în fața lui Dumnezeu în sala tronului, o voce va spune următorului lucru îngerului: dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat. Pe altarul acesta era adusă tămâie înaintea lui Dumnezeu. Observați, vă rog, că a treia fază a necazului este manifestarea mâniei satanei. După cum lucrul acesta, această afirmație poate fi explicată în trei feluri și spuneam și lucrul acesta data trecută. Adică, la ruperea peceților, omul va suporta consecința vinovăției lui, autodistrugându-se. La sunetul trâmbițelor, faza a doua a celor șapte, se va manifesta mânia satanei, el își va dezlănțui mânia. Și capitolele 8 și 9 vorbesc despre asta. Iar la vărsarea potirelor se va manifesta mânia lui Dumnezeu. Și până la capitolul 14 se vorbește despre lucrul acesta. În Vechiul Testament, preotul aducea tămâie pe altar. În Noul Testament, rugăciunile sfinților se ridică spre cer ca și fumul de tămâie din Vechiul Testament. Dar în textul pe care îl citim, rugăciunile martirilor acuzatoare cer judecata și manifestarea mâniei lui Dumnezeu. Observați, vă rog, că mesajul glasului care se aude de sub altar sau dintre coarnele altarului urma să dezlege pe cei patru îngeri pentru a-i omorâ pe oameni. Biblia prezintă două situații în studiul nostru de până astăzi când oamenii au fost omorâți. În capitolul 6, versetul 8, la pecetea a patra, și în capitolul 9, versetul 15, la trâmbița a șasea. Toate celelalte urgii nu se concentrează în mod direct asupra oamenilor. Mai este urgia a cincea, la sunetul trâmbiței a cincea, care avea în vedere să-i chinuiască pe oameni, dar nu să-i omoare. Aduceți-vă aminte de predica de data trecută. Însă până astăzi ne-am întâlnit cu două locuri în cartea Apocalipsa unde porunca directă a chinuitorilor era să omoare oamenii. Dincolo de aceste două situații de excepție, mai există a treia, când oamenii trebuiau chinuiți, și toate celelalte aveau în vedere distrugerea mediului înconjurător, inclusiv a astrelor cerești, dereglarea lor și luarea autorităților. Dar omul va avea de suferit și viața în general pe Terra va avea de suferit chiar dacă moartea nu se îndreaptă în mod direct asupra oamenilor. Pentru că ce se va întâmpla cu viața pe pământ când nu va mai exista apă și va fi prefăcută în sânge? Ce se va întâmpla când nu vei mai avea de unde să cumperi apă? Când vei deschide robinetul și nu va mai curge apă? Când apa din lacuri va fi prefăcută în sânge? Când a treia parte din
Tot ce plutește pe mare și oceane va fi scufundat, când izvoarele vor fi distruse, când toată vegetația va fi distrusă, când astrele va avea pentru prima oară în istoria existențelor cursul modificat. Cum va arăta atunci viața pe planeta Pământ? Dar dincolo de modul în care viața va fi afectată indirect pe planeta Pământ, există aceste două situații, pecetea a patra și trâmbița a șasea, când Dumnezeu îngăduie prima oară un sfert din populația Pământului să fie omorâtă pe loc, a doua oară a treia parte din populația Pământului să fie omorâtă. Asta înseamnă că aproximativ jumătate din populația Pământului va fi distrusă la o clipeală de ochi. Privind în cuvântul lui Dumnezeu, încercăm să înțelegem ce vrea să spună cartea atunci când glasul din altar poruncește îngerului să-i deslege pe cei patru îngeri de la râul Eufrat. Așa cum am procedat întotdeauna în cele cinci trâmbițe până astăzi, în interpretarea lor, vom proceda și în această seară spunând că, în primul rând, acești patru îngeri nu sunt cei din capitolul 7, versetul 1, ci sunt alți patru îngeri. Aceia aveau autoritate asupra vântului, ei nu au fost trimiși cu autoritate asupra oamenilor. Ei aveau o altă misiune. Observați că aceștia au misiunea să meargă și să-i omoare pe oameni. Observați că îngerii aceștia de asemenea au fost legați. Așa că în seara aceasta noi credem că există două posibile interpretări. Prima dintre ele este că îngerii aceștia sunt pur și simplu niște îngeri, în mod literal. Dar dacă ei sunt cu adevărat niște îngeri, ei nu pot fi niște îngeri buni, pentru că îngerii buni niciodată nu-s legați. Aduceți-vă aminte că îngerii răi, a treia parte dintre îngeri, care s-au dat de partea lui Lucifer când acesta a fost aruncat din cer în văzduh, și ei au fost aruncați în adânc și legați. De asemenea, Biblia spune că diavolul va fi prins, va fi legat și va fi aruncat în iazul de foc. Observați că de două ori în Scriptură se vorbește despre îngeri care au fost legați și niciodată îngeri buni, ci întotdeauna îngerii răi. Dacă Biblia aici vorbește despre patru îngeri în mod literal, atunci este vorba despre patru demoni, patru lideri demoni care vor fi dezlegați, vor avea o autoritate mare, dar ceea ce este important să consemnăm este că ei vor veni din Est, din partea de Est, de undeva din Asia, din Orientul Mijlociu. Ei vor veni de la râul Eufrat. Ei probabil că sunt instrumentul de pedeapsă pe care Dumnezeu îl va folosi la sunetul trâmbiței a șasea. De asemenea, poate exista interpretarea potrivit căreia acești patru îngeri sunt patru lideri puternici ai zonei de Est. Probabil Rusia, China sau alte țări puternice care la momentul acesta sunt puternice, dar într-un an, 2, 3, 5, într-un viitor apropiat, se pot face coaliții neașteptate. Influența lor militară, politică, financiară poate să devină dominantă, așa cum s-au născut la un moment dat în lume imperii care pentru o clipă au condus lumea. Ceea ce este important este că cei patru îngeri, indiferent că sunt patru îngeri în mod fizic, patru demoni, sau sunt patru lideri puternici ai țărilor arabe, budiste sau hinduiste, sau coaliția lor în New Age, indiferent ce anume sunt cei patru îngeri, important este să observăm că ei vor veni din partea de Est. De asemenea, important este să observăm că ei vor avea o armată puternică. Biblia spune în versetul 16, oștirea lor era în număr de 20.000 de ori, 10.000 de călăreți. Le-am auzit numărul. Și aici există cele două alternative ale interpretării Scripturii. Cea literală sau cea simbolică. Cea literală vorbește despre o armată de 200 de milioane. Cunoașteți vreun eveniment istoric de confruntare militară din istoria planetei Pământ când cineva a avut o armată de 200 de milioane de oameni? Astăzi China poate să aibă o astfel de armată fără nicio problemă. Într-un viitor apropiat pentru China va fi mult mai ușor.
Nu vreau să spun că lucrul acesta va veni din China, ci am dat doar un exemplu care se referă la o națiune care poate avea o armată atât de mare. Însă interpretarea poate continua și putem înțelege nu neapărat că armata aceasta va avea 200 de milioane de ostași, ceea ce poate fi perfect adevărat, dar mai putem înțelege că ea poate fi foarte, foarte, foarte mare. Nu neapărat să aibă 200 de milioane de ostași. Important este, ori va avea 200 de milioane de ostași, ori va fi foarte, foarte mare, un lucru este clar, de undeva din est se vor ridica patru lideri, demoni sau conducători de state, care vor avea o armată puternică și de acolo va începe un război. Opinia mea personală este că acest război va începe din Israel. Va avea în vedere Palestina, va avea în vedere Pământul Sfânt. Primul loc unde Satan a dat prima lovitură oamenilor a fost Eufratul și area lui, zona lui. Penultimul loc, cel de care vorbim noi în seara aceasta, este Eufratul. Iar ultimul loc lângă Armagedon este Eufratul. Prima lovitură a diavolului a fost Eufratul, undeva în zona Eufratului. Penultima lovitură a istoriei umane va fi Eufratul și ultima lovitură lângă Armagedon va fi Eufratul. Satana s-a concentrat asupra acestui loc care a fost Edenul, care mai apoi a devenit Canaanul, Palestina, Israelul de astăzi, locul care va chema conflictul mondial, universal, al escatologiei umanității, adică al vremurilor sfârșitului. De undeva din est va începe războiul acesta. El va avea o armată uriașă, ori foarte mare, ori de 200 de milioane. Vor fi ori patru demoni care vor lucra supranatural, ori patru lideri puternici ai țărilor arabe. Un lucru e clar, în zona aceea se va declanșa un război care va omorî a treia parte dintre oamenii de pe planeta Pământ. Lucrul acesta se va întâmpla după ce vor fi omorâți a patra parte dintre oamenii de pe planeta Pământ. Te întreb în această seară, indiferent cine ești, nu te gândești că poți face parte din primul grup? O pătrime sau al doilea grup, o treime? De ce vrei ca să ai parte de vremurile acelea, fără Dumnezeu, sub pedeapsa acestuia, dat în urmărire generală de mânia lui Dumnezeu datorită păcatului în care trăiești astăzi și nu vrei să te pocăiești? Timp în care Domnul te cheamă astăzi prin milă, prin har, să te întorci cu pocăință la El, să renunți la viața ta de păcat, să-ți deschizi inima pentru Iisus Hristos și pentru Evanghelia sa, care te pot naște din nou, te pot face un om nou în Hristos și pentru împărăția lui Iisus Hristos. Seara aceasta este un nou moment de provocare pentru conștiința ta. Indiferent că ești aici sau ești undeva online, pe continentul acesta sau pe altele, vreau să spun că ești doar un muritor. Și eu știu chiar acum că inima ta este sub presiunea cuvântului lui Dumnezeu, care are autoritate, are putere și pentru tine și pentru mine. Indiferent ce vârstă ai tu, indiferent cine ești tu, tu ai nevoie de Dumnezeu, ai nevoie de pocăință. Pentru că va veni peste locul acesta unde trăiesc aproximativ 6 miliarde de indivizi, mânia lui Dumnezeu, și oamenii vor fi omorâți în număr mare, unii după alții, rămânând să supraviețuiască, dar nu pe pământ, ci pe un pământ nou, dar până atunci în cer. Oamenii pe a căror frunte s-au pus pecetea lui Dumnezeu. Oameni care au fost născuți din nou, din apă și din duh. Nu oameni care au avut o religie, ci oameni care au avut o relație cu Iisus Hristos prin pocăință. Observați, vă rog, că nenorocirea aceasta care începe la Eufrat mai este consemnată încă o dată în Scriptură, în capitolul 16, versetul 12, când al șaselea potir se varsă. Ce coincidență! A șasea trâmbiță la Eufrat, al șaselea cupă la Eufrat. Al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, peste Eufrat, și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Eufratul va deveni o albie de râu secată pe unde vor trece marile armate, unde vor fi cantonate marile garnizoane, unde se va declanșa marea bătălie de la Armagedon, acolo unde a început omenirea și acolo unde se va sfârși omenirea. Aceasta este genesa și aceasta este escatologia umanității, Eufratul.
Observați, vă rog, că elementele de comparație pe care Biblia le folosește în capitolul 9, versetele între 13 și 21, în mod special de la versetul 18 în jos, sunt cai, lei și șerpi, adică forță, agresivitate și viclenie. Acești patru demoni sau lideri arabi, lideri politici, care vor porni războiul lor sfânt, din țara sfântă, observați că vor avea trei caracteristici de bază în ceea ce privește imoralitatea lor. Vor avea o forță uriașă, 200 de milioane de ostași sau un număr foarte mare. Vor fi foarte agresivi și vor fi foarte vicleni. Elementele de comparație pe care le găsim aici, puterea cailor stătea în gurile și cozile lor. Cozile lor erau ca niște șerpi cu capete cu care vătămau. Și în versetul de deasupra se vorbește de lei. Instrumentele de luptă sunt foc, pucioasă și fum. Observați că noi trăim într-o eră atomică, când toate lucrurile, tot armamentul, tot arsenalul de război presupune în manifestarea lui foc, pucioasă și fum. Cât de ușor e astăzi să ne uităm la tot armamentul modern de război, indiferent că sunt elicoptere, armament terestru, bombe nucleare sau în general arsenalul nuclear, atomic. Absolut orice manifestare a armamentului modern presupune foc, pucioasă și fum. Cât de corectă a fost revelația lui Dumnezeu cu 2000 de ani în urmă, dată unui om care nu știa nimic din tot ce spune, o tehnologie care va avea să fie descoperită peste 2000 de ani mai târziu, și totuși Dumnezeu a anticipat aceste evenimente. Problema a fost ale interpretului uman, care nu a avut cuvinte în limba omenească să denumească elementele tehnologice pe care Dumnezeu i le-a prezentat atunci. De aceea el face tot felul de comparații, ca niște, ca niște, ca niște. Pentru că nu existau denumiri pentru elicoptere, pentru arme nucleare, atomice, pentru tunuri și pentru toată tehnologia și arsenalul militar al vremurilor moderne. Ceea ce este important însă este că în Noul Testament și în general de la potop încoace, toate elementele care reprezintă mânia lui Dumnezeu înseamnă foc, pucioasă și fum. Dacă Noe a fost evenimentul când Dumnezeu și-a manifestat mânia împotriva imoralității oamenilor, aduceți-vă aminte cei care am fost în camp și care am învățat versetul de aur din a doua lecție, unde toate întocmirile gândurilor din inima omului erau îndreptate în fiecare zi numai înspre rău. E bine, Dumnezeu atunci a trimis apă. De atunci, până în ultima carte a Scripturii, peste tot sunt menționate elementele acestea care prezintă manifestarea erei atomice, foc, pucioasă și fum. În ciuda dramatismului realității, ceea ce este consternant, adică de mirare pentru mine și probabil pentru dumneavoastră, este că oamenii care supraviețuiesc nu se pocăiesc. Și acum aș vrea să dezbat cu dumneavoastră acest aspect pentru câteva minute. Noi avem impresia, așa cum a avut impresia și individul ăsta din Luca capitolul 16, numit omul bogat, că în momentul în care oamenii văd minuni, se pocăiesc. Lucru care n-a fost, nu este și nu va fi niciodată adevărat. Oamenii nu se pocăiesc că văd minuni. La mormântul lui Lazar ne întâlnim cu o categorie de oameni numiți niște farisei ipocriți, care au spus așa: dacă noi vedem o minune, de exemplu cineva să învieze din morți, noi ne pocăim. Și Dumnezeu, printr-o coincidență sau printr-un lucru organizat, îl înviază pe Lazar dintre morți. Și acum fariseii trebuia să țină de cuvânt, să se pocăiască. Știți ce spune Biblia în Ioan? Spune că acum fariseii căutau să-l omoare pe Lazar ca să distrugă dovada care îi obliga să se pocăiască, să nu se mai țină de cuvânt. Extraordinar! Cât de viclean este omul! Este cea mai parșivă ființă dintre toate ființele create de Dumnezeu. Și aceasta datorită păcatului care îi domină inima, care îi domină sufletul.
Promite că se pocăiește dacă vede minuni. Și când vede minunea, încearcă să o distrugă, ca să distrugă dovada care îl obligă să se țină de cuvânt. Nu te vei pocăi niciodată pentru că vezi minuni. Individul ăsta din Luca, capitolul 16, versetele de la 27 în jos, omul ăsta ajunge în iad. A fost un om care a trăit în păcat. Nu bogăția l-a dus în iad, ci păcatul. Bogăția a fost doar factorul de ademenire, dar și sărăcia poate fi. E adevărat că mai mică în intensitate. Și ajungând în iad, el își aduce aminte că mai are 5 frați care sunt în viață, n-au murit ca el. Și încearcă pentru el să-și rezolve problema, lucru care nu se mai poate. Cine ajunge în iad rămâne pentru eternitate, în foc, în absența lui Dumnezeu. Dar își aduce aminte că pe planeta Pământ încă în viață mai are 5 frați. Și atunci mijlocește la Avram, tatăl credincioșilor, și îi spune: Părinte Avram, adu-ți aminte că mai am 5 frați pe Pământ. Nu-i lăsa să împărtășească destinul meu. Trimite pe cineva. Trimite pe Lazar în casa tatălui meu să le spună să se pocăiască. Și Avram spune: dar ei se pot pocăi după cum tu te-ai fi putut pocăi, dar n-ai vrut. Și el spune: nu, Avrame, că nici ei nu se vor pocăi cum nu m-a pocăit nici eu. Noi nu ne pocăim așa că ne predică cineva Evanghelia. Noi ne trebuie, Domne, să învieze minuni, să se întâmple minuni, să învieze oameni. Să se întoarcă lucrurile cu sus în jos și cu jos în sus. Noi vrem spectacol, noi vrem senzațional. Noi vrem supranatural, asta ne determină pe noi la pocăință, nu Evanghelia. Și Avram spune: drăguțule, Evanghelia naște credința, nu minunile. Tu ai avut în toate zilele vieții tale Evanghelia la dispoziția ta. Evanghelie care îți spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu moară, să nu piară, ci să fie mântuit. Fiindcă Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință, Fapte 17:30, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni, să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea, va veni apocalipsa, va veni mânia, va veni escatologia. Până atunci mai este har, dar harul este acum, mâine nu știu dacă va mai fi. La noapte s-ar putea să înceapă necazul, la noapte s-ar putea să înceapă nenorocirea. Și atunci este prea târziu pentru sufletul tău. Dacă tu acum ai fi în apă și n-ai ști să înnoți și te-ai înneca și cineva binevoitor ar fi pe mal și ar încerca să-ți arunce o frânghie ca să te scoată, singura ta posibilitate să nu mori, fii sincer. Ea îi spune celui care vrea să te salveze: mai lasă-mă un pic să mă gândesc. La ce vrei să te gândești, cumpete? La ce vrei să te gândești? Tu nu vezi că mori? La ce vrei să te gândești? La păcatele tale, la ce vrei să te gândești? La ce te poți gândi? Ai două alternative, să mor sau să trăiești. La ce vrei să te gândești? Vrei să-mi spui că îți permiți să te gândești dacă vrei să mor sau nu? Tu nu știi că nu vrei să mori. Tu te joci cu sufletul tău și într-o zi vei avea lucru cu care te-ai jucat. Vei avea parte exact de ce ai fugit toată viața, dar în mod greșit. Omul ăsta a încercat să-l determine pe Dumnezeu să facă minuni pentru ca să se pocăiască el sau frații lui. Timp în care Dumnezeu spune lămurit: aveți Evanghelia, citiți Biblia. Biblia vă spune să vă pocăiți, să renunțați la păcat, să vă întoarceți la Dumnezeu, să-L primiți pe Iisus Hristos, Mântuitorul oamenilor, în inima voastră, să vă dați inima Domnului, să vă opriți. Ajunge că în trecut, ajunge, stop! Stop că ieri, stop că alaltă, stop că acum 3 zile ai făcut prostii, stop! Oprește-te, ajunge că în trecut ați făcut voia neamurilor, trăind în... Acesta este mesajul lui Dumnezeu de provocare pentru sufletul tău. Ceea ce mă surprinde pe mine este că pe vremea lui Noe mesajul acesta a fost predicat și oamenii nu s-au pocăit. Ceea ce continuă să mă surprinde este că pe vremea Mântuitorului Iisus Hristos, când a fost în trup pe pământ, mesajul acesta a fost repetat și oamenii nu s-au pocăit. Ceea ce mă surprinde este că mă uit în ochii oamenilor și le spun Evanghelia și mulți dintre ei nu vor să se pocăiască. Și ceea ce pune efectiv capac este că cele două treimi care n-au murit când au fost dezlegați cei 4 îngeri, văd ei pe prima treime că sunt omorâți și ei nu se pocăiesc. Uitați cum spune cuvântul Domnului.
Ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor. Ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră, de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Nu s-au pocăit. Au văzut vecinilor, rudele lor, oamenilor, colegilor, i-au văzut că mor sub manifestarea mâniei lui Dumnezeu datorită păcatului. Și ei au mai primit harul să nu moară, să mai stea un pic în viață și să-și repare greșeala. Și nu s-au pocăit. Este incredibil. Puteți să vă imaginați nebunia dusă la capăt. Ăsta este păcatul care nu poate fi iertat niciodată, necredința. Cum poate fi iertat vreodată un om care nu se pocăiește? Ce om poate fi iertat dacă nu se pocăiește? Niciun om. Dacă nu te pocăiești, nu poți fi iertat în vecii vecilor. Poate Hristos să moară de 10 ori pe Golgota. Niciodată nu vei merge în rai. Pentru că în rai mergi nu doar când moare Hristos, ci când tu te pocăiești în baza jertfei lui Iisus Hristos. Când tu te pocăiești în baza jertfei lui Iisus Hristos. Hristos a murit pe Golgota, dar tu trebuie să mori în fața Golgotei și în prezența Golgotei. Trebuie să mor față de firea ta cea veche și față de trecutul tău, în prezentul tău, în perspectiva viitorului tău. Păcatele vremii de atunci au fost închinarea la idol, idolatria, crima, vrăjitoria, imoralitatea, furtul, ultimile două versete demască atmosfera de imoralitate care va domina lumea atunci când din est va porni războiul celor patru împărați, îngeri, demoni sau lideri politici. Observați care va fi starea de fapt și cu gândurile acestea ne apropiem de încheiere și de rugăciune. Sunt aici patru categorii de păcate, care fiecare dintre ele sunt foarte complexe și la rândul lor se împart în mini-categorii și fiecare mini-categorie se împarte în manifestări păcătoase. Prima categorie sunt uciderile, valul de violență, de criminalitate și de terorism. Va fi un păcat specific al vremurilor din urmă. Degeaba mai facem polițiști, încă 1 milion. Degeaba mai facem armată, încă 1 miliard. Degeaba inventăm sisteme de alarmă, încă 100 de mii. Orice ați face, terorismul, criminalitatea, violența, agresivitatea, va fi un specific al vremurilor din urmă. Oricâți polițiști am face, pe bandă să-i facem, roboți sau umani, terorismul va fi un specific al vremurilor din urmă. Vreau să știi lucrul ăsta și să nu-ți pui speranța în planeta Pământ, pentru că va fi plină de violență și pentru tine și pentru casa ta. A doua manifestare păcătoasă specifică vremurilor din urmă, vrăjitoria. Cuvântul din limba greacă aici este farmacia, de unde a venit și cuvântul de farmacie. Asta înseamnă folosirea drogurilor de orice fel. Acestea sunt în asociere cu vrăjitoria și cu magia. Orice substanță care dă instabilitate și ia discernământul este o practică specifică vremurilor din urmă, alături de terorism, alături de criminalitate și alături de următoarele două pe care le voi prezenta imediat înainte de momentul de rugăciune. Orice substanță sau lichid, orice praf, indiferent forma lichidă, solidă sau oricare ar fi, gazoasă, care dă instabilitate și cea discernământul și judecata sănătoasă, care te face să fii prinț când tu ești un cerșetor, care te face să fii prințesă când tu ești un vai de tine, n-ai fost în stare să te realizezi, n-ai fost în stare să faci nimic în viață și iei droguri măcar în vis să fii și tu om. Ascultă-mă, ăsta este un păcat specific al vremurilor din urmă. Nu te lăsa prostit de diavolul. Nu te lăsa prostit de diavolului. Nu lua nimic, nici pastile, nici prafuri, nici alcool, nici țigări. Oprește-te! Pentru că substanțele acestea sunt specific cu vremurilor din urmă. Tu nu vrei să înțelegi mesajul Evangheliei în seara aceasta? Oprește-te de la lucrurile acestea. Îmi vei spune, Dumnezeu a făcut vița de vie, a făcut strugurii să-i mănânci, nu să-i lasă să fermenteze, să se strice și să-i bagi în tine, să-ți ia mințile. M-auzi? A făcut frunza de tutun să omori păduchii și purecii cu ei, nu să o fumezi, cum te-a învățat Jean Nicot.
Al treilea păcat specific al vremurilor din urmă este adulterul. Adulterul. Dragostea liberă, fără principii, care nu are la bază legământul, ci are la bază plăcerea, senzația, care se manifestă prin toate patimile rușinoase. Sunt patimi rușinoase în cuplu, în interiorul familiei, și acestea sunt perversiunile. Sunt patimi rușinoase în tot felul de relații extramaritale. Sunt patimi rușinoase înainte de căsătorie. Băieți și fete care nu se căsătoresc și au tot felul de aventuri. Toate acestea sunt specificul păcatelor vremurilor din urmă. Este păcatul numărul unu astăzi pe glob, dacă îl comparăm cu morala lui Iisus Hristos. Și este păcatul numărul unu pentru că este tentația numărul unu. Cel mai puternic instinct dintre toate instinctele care guvernează existența umană este instinctul sexual. Este cel mai puternic instinct. Ori instinctul acesta astăzi devastează tineri, bărbați, femei, familii. Iar predicatorașii noștri vin la amvon și dau cu vopsea peste rugină, pentru că aceste lucruri nu ai voie să le spui, că îi demaști pe cei care fac lucrurile acestea. Biblia vorbește de aceste lucruri și oamenii lui Dumnezeu trebuie să le repete, pentru că dacă Iisus le-a spus, înseamnă că trebuie spuse. Iar cine nu vrea să le audă, înseamnă că le face. Biserica este un loc unde trebuie să se vorbească împotriva oricărei forme de păcat. Și trebuie să fie promovată neprihănirea lui Iisus Hristos. Asta nu înseamnă că noi suntem niște îngeri sfinți. Înseamnă că suntem niște persoane cu slăbiciuni omenești. Dar ne luptăm pentru neprihănire, ne pocăim de toate slăbiciunile manifestate și ne ridicăm din nou înspre Dumnezeu. Acesta este destinul nostru, să nu rămânem jos, ci să ne ridicăm dacă am alunecat. Dar nu să ascundem lucrurile și să nu vorbim despre ele, pentru că am transformat biserica lui Dumnezeu într-un loc de cultură, unde trebuie să-i lingușim pe toți ca să nu cumva să se supere cineva. Supără-te și pocăiește-te odată. Ultimul păcat este furtul. Este furtul. Astăzi furtul electronic capătă dimensiuni inimaginabile. Furtul electronic a atins cote devastatoare. Și alături de ucideri, de vrăjitorie, de adulter, furtul reprezintă un specific al vremurilor din urmă. Oamenii aceștia nu s-au pocăit de aceste lucruri. Văzând pe alții murind lângă ei, au râs de pocăință, au râs de pocăiți, au râs de Dumnezeu, au râs de Evanghelie și au spus: eu am religia mea. Au religia lor în timp în care trăiesc în tot felul de păcate mizerabile. Timp în care nu vor să se sfințească, nu caută neprihănirea. În seara aceasta, frații mei care sunteți aici alături cu mine și dragi prieteni și frați creștini care sunteți online undeva pe suprafața pământului, în America sau pe alte continente, vreau să vă spun următorul lucru: un suflet avem fiecare dintre noi. Și în seara aceasta Dumnezeu ne prinde din nou la colț și ne spune că trebuie să ne pocăim de păcatele noastre. Trebuie să regretăm tot ce este slab și păcătos în noi și trebuie să primim provocarea lui Dumnezeu de a ne întoarce cu toată inima către Domnul și către neprihănirea Lui. Dacă îți iubești sufletul, dacă vrei să ajungi în cer, este așa de ușor să se întâmple lucrul acesta. Dar dacă nu-ți iubești sufletul și nu vrei să ajungi în cer, crede-mă că nici Dumnezeu nu te poate duce cu sila acolo. Dacă nu vrei să te pocăiești, du-te unde vrei. Dar ține minte ce-ți spun, te duci direct în iad. Te rog în această seară, iubește-ți sufletul. Acceptă provocarea lui Dumnezeu și trezește-te pentru pocăință, pentru neprihănire, pentru sfințenie. Vă rog pe toți cei care suntem aici de față și pe toți cei care sunteți în casele dumneavoastră și ascultați online slujba divină de la Betania de joi seara, găsiți-vă un loc confortabil de rugăciune și întâlniți-vă cu Dumnezeu prin starea de rugăciune. Cereți-vă iertare pentru orice formă de păcat, bine nefăcut sau rău făcut, păcat de comitere sau de omitere. Stați înaintea Domnului, în dreptul dumneavoastră și a caselor dumneavoastră, în dreptul bisericilor de unde veniți, și începeți o viață nouă, pentru că Iisus este aici astăzi, nu să ne judece, ci să ne dea har și iertare.
dar mâine se va întoarce cu mânia și cu judecata. Și dacă până mâine nu mă pocăiesc, atunci risc să nu mai mă pot pocăi niciodată. Sunt responsabil de sufletul meu și mi-am făcut datoria față de dumneavoastră cu toată responsabilitatea să vă spun adevărul. De aici înainte stați alături de mine în fața Domnului și faceți ce vreți. Dar eu vă sugerez să vă pocăiți și să vă întoarceți la Domnul, ca să nu vină mânia lui Dumnezeu peste sufletul dumneavoastră. Vă invit să ne ridicăm în picioare cu toții și să ne rugăm Domnului. Să ne luăm timp și să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu, ca niște oameni care avem motive să ne pocăim. Ne rugăm împreună Domnului.